Dar camera e aproape goală. Noi, cei din familia Squid Game, nu ne înconjurăm de lucruri care nu ne folosesc. Avem doar strictul necesar. Ți-l prezint pe tatăl tău. De ce are mască pe față? O poartă de când s-a născut. Fără mască e un nimeni. Cu ea e un personaj cunoscut în toată lumea. Nu a dat-o niciodată jos? Nu. Apropo, tatăl tău nu vorbește. Vrei și tu? Am uitat că tu nu vorbești. Ce bun e! Hei! Mai voiam să mănânc! Mulțumesc! Știi ce? Eu cred că tu ești bun, chiar dacă te porți ciudat. Eu sunt Nicolas și mi-ar plăcea să fim prieteni. E foarte greu să ai o discuție cu cineva care nu vorbește. O, e așa frumos. Nu, ce faci? Ce nu? Nu am voie să-mi termin un puzzle? Nu am voie să-mi termin bomboanele? Atunci ce am voie să fac? M-am înșelat. Ești un rău. Familia mea e atât de ciudată. N-o să te las să-mi o strici și pe asta. Pentru mine? Tu ai făcut-o pentru mine? E așa frumoasă, mulțumesc! De ce trebuie să strici totul? Sunt atât de singur. Nimeni nu mă iubește. Ce se întâmplă aici? Nu! Ai zis că ai făcut-o pentru mine! Uite ce ai făcut! Ți-ai supărat tatăl! El nu e tatăl meu! Așa cum nici tu nu ești mama mea! Sunteți răi cu mine!
familia are probleme. Văd că și noi ne aflăm într-o situație dificilă. Dar nu-i nimic. O să rezolvăm foarte curând. Amândoi se comportă ca niște roboți. Ce mai vrei? Da, îmi fac temele. Da, bravo mie, Roule. Nu lasă-mă să-mi fac temele. De ce nu mă lași odată în pace? Îmi pare rău. Nu te înțeleg deloc. Acum ești bun și într-o secundă ești rău. Cum poți să te schimbi așa ușor? Nici tu nu știi? Îmi pare rău pentru tine. Ajută-mă să mă schimb. Atunci trebuie să faci primul pas. Trebuie să-ți dai masca jos. Cu ea nu știe nimeni cine ești. Bă da, vrei să nu să te schimbi. Masca ta nu face decât să te ascundă. Promit că nu o să-mi fie frică de tine, oricine ai fi. Dar nu! Nu! Voi aveți probleme! Va trebui să schimbăm regulile jocului. Amândoi v-ați comportat în ultima vreme ca niște copii. Aproape că ai distrus familia Squid Game și nu știu dacă pot să te iert. Iar de la tine... voiam altceva. Tu taci și faci ce ți se cere. Mă duc să mă gândesc ce se va întâmpla cu noi. Dacă vom rămâne în continuare împreună sau ne vom despărți. Întotdeauna a fost așa? S-a schimbat? Mă încep, ce vrea să facă cu noi? Mă duc să o plândesc. Trebuie să știm la ce să ne așteptăm. Acest copil e o problemă, dar ca oricare, odată rezolvată, va fi mai ușor de înțeles. Va trebui să fiu mai dură cu el. Mână fermecată, învață-mă ce să fac. Răbdare! În timp îl voi transforma pe Nicolas într-o altă mască. Așa cum am făcut și cu celălalt copil. Oh, nu! La fel ca și Nicolas, și celălalt copil a fost o problemă. Nu-i nimic. O provocare nu strică nimănui. O accept cu brațele deschise. Și mine? Unul care a fost transformat într-un adult? E din cauza jocului Squid Game? Asta e
era jucăria ta preferată? Ai pierdut jocul, nu-i așa? De aceea ți-ai acoperit fața cu masca. Și ai devenit cine ești acum? Îmi pare atât de rău. Dar nu fi trist. Voi găsi o soluție ca să te transformi înapoi în copilul care ai fost. Voi câștiga jocul și împreună vom scăpa de aici. Prieten? Urmează ce e mai rău, dar trebuie să fim curajoși. Sunteți gata? Pentru? Pentru jocul Squid Game. Da. Perfect. Să începem cu prima probă. Da și nu. Două cuvinte pe care le folosim tot timpul. Știm ce înseamnă și ne-am obișnuit cu ele. Dar ce s-ar întâmpla dacă da și nu nu ar mai fi da și nu? Dacă nu ar deveni da și da s-ar schimba în nu? Cum veți mai răspunde la întrebări atunci? E complicat! Credeai că va fi ușor? Nu, poate că da. Mă așteptam să fie mai ușor. Nu și da, într-o singură propoziție. Perfect! Cine va fi primul? Nicolas, ai fost ales! Nu uita! Da, poate fi nu, dar și da în același timp. Sunt pregătit. Alege foaia cu răspunsul la întrebarea mea. Îți este el un prieten? Nu, care este da. Prieten, nu mă așteptam la asta. Tu, Nicolas? Bine! Familia Squid Game e perfectă pentru tine! Ha! Ai greșit răspunsul! Ai mințit și m-ai jignit! Noi nu suntem părinții perfecți pentru tine? Nu-i nimic! În timp, oricine își poate schimba sentimentele! Ne vei iubi, Nicolas! Îți promit eu asta! Ce se întâmplă dacă greșesc? Pierzi. Urmezi tu. E Nicolas o influență negativă pentru tine? Foarte interesant. Nu este da. Deci Nicolas are planuri ascunse în privința mea. Nicolas, vrei să scapi de aici? E o întrebare din joc? Exact! Fii atent la răspuns! Da, poate fi da, dar și nu! E imposibil! Să-mi dau seama care e răspunsul bun! Asta e și ideea! Alege pagina a cărui răspuns este în mintea ta. Nu gândi, doar alege și răspunsul va dezvălui ceea ce este în inima ta. Ai pierdut din nou. La fel ca și în inima ta, da se ascunde după nu. Și așa ți-ai pierdut
toate jucăriile. Nu, cu ce mă mai joc? Va trebui să te maturizezi mai repede. Pregătește-te! Urmează runda a doua a jocului Squid Game. Dar până atunci, ai o mică pauză. Ești un trădător. Am crezut că suntem prieteni. Și tu? Tu tot timpul ești împotriva mea. De ce am încredere în tine să te schimbi? Tu ești cine ești? Un rău. Ba da, ești un rău. Ce să fac să scap de familia Squid Game? Tot e ciudat în prezența lor. Iar și tu, oriunde mă duc, mă urmărești, ca... Ce vrei de la mine? Plângi? De ce? Te simți ca într-o pușcărie? Și eu. Vrei să zbor? Să fii ca o pasăre liberă pe cer? Atunci ne trebuie un plan! Sunteți pregătiți pentru a doua rundă a jocului Squid Game? Da! Nu știți voi ce v-am pregătit! Să începem! O întrebare. Cine este primul? Ha! Ce nerăbdători sunteți! Îmi place de voi! Încet, încet vă conformați cu regulile din această familie. Da! Un simplu da, fără alte comentarii de prisos. Perfect! Înăuntru se află ceva. Periculos sau nu, veți afla doar după ce veți băga mâna. Iar eu nu știu încă cine este primul. Am înțeles. Amândoi vreți să începeți primul, dar trebuie să alegeți totuși pe unul din voi. Alege tu! Eu nu pot să fac asta. Nu am dreptul să intervin în joc. Iar voi nu puteți fi forțați. Am spus deja prea multe. Nu putem fi obligați să ne jucăm Squid Game? Nu am spus asta. Ba da! Și ce? Alegeți odată. Nu! Bine, atunci încep tu. Voi credeți că este o joacă? Nu e o joacă, e un joc. Mă face să-mi pierd cupătul. Bag odată mâna în cutie. Nu! Tu! Știu ce vreți să faceți. Să mă enervați, să mă provocați, să scăpați de provocare. Ai spus exact ce gândim. Nimeni până acum n-a mai refuzat să termine jocul. Ce mă fac? Intră și tu în joc. Eu? Dar eu sunt mama voastră. Eu? Dar eu decid. Eu aleg? Atunci vom sta aici nemișcați. Dacă bag eu mâna prima,
Veți urma și voi? Da! Mă exasperați! Dar nu am ce să fac! Jocul trebuie să continue și să se termine! Au, au, au! Ceva m-a prins de degete și nu-mi dă drumul! Poate trebuie să răspunzi la întrebări! A, da, da, ai dreptate! A, devine dureros! Repede! Care-i prima întrebare? Dă-mi-le înapoi chiar acum! E timpul să fii sinceră! Tu vei răspunde la întrebările noastre! În niciun caz! Nu poți schimba regulile jocului doar pentru că vrei tu! Dar nu le schimb! Răspuns la întrebări! Dar o să fie altele! Ah, copil obraznic! Tu nu uita cine-i mama ta! Ia întrebările și... Ai uitat că el nu poate vorbi? Cum îți va citi el întrebările? Te-ai gândit dinainte ce vrei să faci. E o capcană întinsă de tine. Poate! Răspunde la întrebări și vei scăpa! Întreabă-mă! E mascat un alt copil ca și mine? Poftim? Nu! Nu, desigur că nu! Au! Ceva mă trage și mai tare de degete! Ceva din această cutie! Au! Pentru că minți! Și ce dacă? Se pare că ce e în cutie urăște minciunile! Deci răspunde cu adevărul! Nu-mi vine să cred că am căzut așa ușor în capcana ta! Doar adevărul! E... Ce e? E un... alt copil ca și tine care a pierdut jocul și a fost transformat într-o mască. Tot ce ai încercat să-mi spui era un semnal de alarmă. Parcă nu mă mai trage așa de tare. Câte întrebări am voie? 3. Mai am 2. Așa voi ajunge și eu dacă pierd? Doar o mască? Da. Cum pot scăpa de tine? Cum? Deja mi-ai pus cele 3 întrebări? Fără să-ți dai seama, ce bine e să fii liberă! Va trebui să te educ mai bine! Veți rămâne întotdeauna în familia Squid Game! Obișnuiți-vă cu ideea! Niciodată! Nu există scăpare pentru nimeni! Nici măcar pentru tine? Pentru mine? Și tu ești prins în joc! Chiar dacă nu-ți dai seama! Eu? Dar mie îmi place jocul! Nu ești liberă să alegi? Să aleg? Adică altcineva alege pentru mine? Exact! Cât de mult te înșeli! Iubesc rolul de mamă în familia Squid Game! Și pentru că ai fost neobrăzat, te voi lăsa și pe tine fără voce! Cum adică fără voce? Ce? Să-ți fie învățătură de minte! Și ai devenit copilul de dinainte. Nu vreau să revin la masca mea. Singură, părăsită, păcălită, prizonieră. Ce mă fac? Eu sunt mama familiei Squid Game și acum nu mai am niciun rol. Sunt ca oricare, doar un simplu membru al familiei.
tucim din nou. Nu, nu se poate! Ceva ne împiedică să scăpăm! Ce facem? Am o idee! Renunțăm la lift și mergem pe scări! Oricât veți încerca să scăpați, tot aici vă veți întoarce. Tu cine mai ești? Eu? Eu sunt tatăl familiei Squid Game. Și mie mi-a fost dor de tine. Nu știam că mai există și eu un tată. Eric, tu mergi la tine în cameră. Eu și cu Nicolas trebuie să facem cunoștință. Vino, e timpul să stăm de vorbă. Tata? Draga mea, mă înșel sau ai pierdut jocul? Nu! Nu, normal că nu! Ce e cu dezastrul ăsta? Copiii fug! Și tu stai neputincioasă pe scaun? Fug? Chiar de 3 ore au încercat, doar că așa cum știi și tu. Noi nu suntem o familie ca oricare alta, iar casa noastră e... cum să spun? Ciudată! Mama a fost rea cu mine! Rea? Nu e adevărat! L-am primit cu brațele deschise și i-am oferit tot ce a vrut! Minte! Se comportă ca un robot! Acum e veselă și într-o secundă devine nervoasă! Mamă, ce s-a întâmplat cu tine în lipsa mea? Nu știu! Am pierdut jocul, nu-i așa? Din cauza asta suntem cine suntem. Și cine suntem? Familia Squid Game. De fapt, suntem pierzătorii acestui joc. Eu cred că tu ai uitat cine ești. Eu sunt tatăl și tu ești mamă. Dar oare sunt? Ați pierdut jocul? De asta Eric, un copil, a fost transformat într-un adult? Cu mască? Eric e un copil. Nu era! Înainte să câștige jocul. Eric a câștigat jocul? Da! Eric! Eric! Unde ești? Ți-am spus eu, cei care pierd sunt prinși în familie. Cei care câștigă scapă. Eric e liber acum. Dar ei și cu mine n-am putut fugi. Ne întorcem tot timpul. Din cauza că era cu tine. Tu ești cel care nu poți fi liber. Iar el revenea din cauza ta în această casă. Eric e liber? Tu, care ai idei, cum scăpăm de aici? Nu știu. Deci eu sunt prizonier? Cu toții suntem!
oriunde le întâlnim. L-ați văzut și înainte să fiți în casa asta? Înainte? Da! Nu mi-aduc aminte ce a fost înainte. Tot timpul am fost în familia Squid Game. De când ați fost copii? Copii? Noi am fost copii? Ați uitat de copilăria voastră? Mă știu așa din totdeauna. Cineva v-a furat copilăria și v-a pus ca părinți în familia Squid Game? Aceste forme geometrice reprezintă ceva. Dar ce? Ce se întâmplă? De unde vine zgomotul? Ciudat! Oare la cine folosesc aceste cartonașe? Le avem de atât de mult timp și le-am folosit de nenumărate ori, dar nu ne-am gândit nici măcar o dată la ce reprezintă ele de fapt. Jucați un joc pe care nu-l înțelegeți! Cineva se uită la noi! Cine ești? Ce vrei tu de la noi? Răspunde! E un film și noi suntem actorii! Ești acolo, în spatele camerei. Spune ceva! Da, spune ceva! Așteptăm un semn!